Bună seara, doamna Inga, și bună seara, domn Vasile. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu. Mie îmi spune Iulian Gaidel. Și în această seară frumoasă, în care știu că vă sărbătoriți hramul casei în ajun de Sfântul Vasile, în ajunul serii sărbătorii de Sfântul Vasile, venim la dumneavoastră cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului, care foarte mult vă iubesc și vă respectă. Cum credeți? De la cine este surpriza și acest? Negara. Noi avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, pe care o să vă rugăm mult să-l ascultați cu atenție mai apoi, după ce o să vă mânăm frumoasele cadouri. Pentru gospodarul nostru, domnul Vasile, da? Avem un tort delicios. Da, tort delicios și frumos este pentru dumneavoastră. Și ceea ce adorați și vă place cel mai mult. Valcița, wow. Da? Ceea ce vă place cel mai mult. Și noi aplaudăm gospodarul, da? Și pentru doamna Inga avem niște cadouri. O sticlă de șampanie, ca să serviți cu oaspeții mai apoi. Mulțumesc. Cu mare drag. Și ciocolatele dumneavoastră preferate, da, cu mientă. Dumneavoastră. Fiecare cu gustul lor, da? Așa. Și în familia dumneavoastră mai aducem drept cadou și coșulețul plin cu fructe. O să-i ofer gospodinii, da? Mulțumesc. Cu mare drag. Iar noi mai avem și un mesaj de felicitare pe care vă rugăm să-l ascultați cu atenție. Dar să vină și gospodina, da, doamna Inga? Da. Veniți și dumneavoastră aici alături de gospodar numai și numai decât. Scumpul nostru, de ziua ta de nume, îți urăm din tot sufletul noroc, sănătate, pace și liniște sufletească. Să-ți găsești fericirea în viață, să nu vergi nicio lacrimă și să trăiești fiecare clipă, astfel încât să nu regreți nicio secundă trecută. Scumpul și dragul nostru, tătic, știm că în curând va fi o sărbătoare foarte mare pentru tine, în care îți vei sărbători jubileul. Și noi vrem să te felicităm cu această ocazie și să-ți dorim de pe acum tot ceea ce-i mai bun din lume, deoarece le meriți din plin. Ești cel mai bun tătic din lume, alături de scumpa și iubitoarea noastră mămică, căreia de asemenea îi ducem dorul și îi mulțumim pentru grija și dragostea care ne-a oferit-o pe parcursul anilor. Nu am uitat că astăzi vă sărbătoriți și hramul casei și ne pare nespus de rău că nu putem fi aproape. Dar să știți, scumpii noștri, căci cu inima și sufletul vă suntem mereu alături, iar fericirea este mereu prezentă în inimile noastre atunci când vă știm acasă, tineri, sănătoși și frumoși. Iar astăzi sărbătoriți și un sincer la mulți ani! Mulți ani fericiți alături de cei dragi! Noi avem o întrebare! Sper că din mesajul de felicitare v-ați dat seama, dar totuși o să vă întreb. De la cine este surpriza, cadourile și această felicitare? De-a mea i-am șoptit. Domn Vasile, de la cine? De la familie Negară. Dar soția ce spune? Negară. Că surpriza aceasta frumoasă. Vin cu drag din partea copiilor dumneavoastră. Așa e. Fiica Oxana cu Giner Livon și nepoții Cristina și Dumitru din depărtare. Și nu în ultimul rând, din partea fiicei Victoria și noul Giner Livon. Da, mai avem un foarte mult. Și vă doresc cu toții o sărbătoare cât mai frumoasă și un sincer la mulți ani împreună. Și am o rugăminte la cei mai bravi oaspeți, să spunem cu toții, tare, tare, ca să ne audă tot strășeniu, amar la tineri. 2, 3. Amar! 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 Brava, bade masa! Să nu fac gust la altul. Dacă aveți să spuneți un mesaj de mulțumire sau orice doriți dumneavoastră celor dragi în depărtare, spuneți-le aici. Cei mai apoi vor vedea. Cine spune primul? Gospodina sau gospodar? Mulțumim, spune neașteptate. A fost chiar plăcut. Și cele bune. Să adune și cele rele să spune. Și un an nou, da. Mulțumim, scumpii noștri. Sperăm să ne vedem în anul ăsta.
Bravo, doamna Inga. Dragi gospodari, dragi stăpâni ai casei și noi din partea echipei noastre vă dorim mulți ani fericiți și împreună. Echipa surpriză la domiciliu. Iulian Gaidău care vine la toți, da? Sănătate și bucurii, să vă bucurați de succesele copiilor și sărbători de iarnă cât mai frumoase să aveți. Așa că sărbătoriți și bucurați-vă, că viața e frumoasă. Sincer, la mulți ani! La mulți ani, noi cindim tare, tare, îți dorim mult sănătate, mulți ani înainte și să fii mereu așa, tânăr și frumos. Tu pentru mine de timp ai 38 de ani. Eu uitam, dar cât am venit. 38 jumate. A, m-am spus. Bun, mulțumesc. Ce-ai socru bătrână?